Care este motivul apariției mai multor rase de oameni a lui Dumnezeu? Cred asta este întrebare, de unde a venit omul negru. Asta este întrebare. Ok. Mulțumim foarte mult pentru această întrebare. În primul rând vreau să spun așa. Când Adam a fost creat, când mergeți mai adânc la studiu cu privire la cum arăta el, nu era alb, nu era negru, dar era creol. Nu știu dacă sună românește creol, da? Da? Ca și mulatru, așa. Nu putem să spunem toate de unde a venit rasele, dar noi ce noi putem să spunem este aceasta. Cel puțin eu știu de unde eu am venit, din Biblie. Ok. Când noi citim în Biblie, o să descopere în cartea lui Geneza, capitol 10, Geneza, capitol 11, este scris despre singura rasă care a existat după potop. Știi cine era? Noe, împreună cu Sem, Ham și Iafet și copiilor. Da? Asta sunt ce noi, informația pe care noi avem, cu alte cuvinte, noi toți care suntem aici, suntem din aceasta, adică de la Sem, Ham și Iafet și Noe. Alright. Dacă noi studiem despre cine era Sem? Sem era același tata ai evrei și musulmani. De acolo vine Sem. Și Domnul Iisus Hristos a fost născut în această linie a cui? A lui Sem. Venim la Iafet. Iafet este tata europeanilor. Voi, oameni albi, sunteți din linia lui Iafet. Venim la Ham. Ham este numit tata africanilor. De ce? Pentru că Ham a avut 4 copii. Numele lor era Mizraim, Put, Canaan și Cush. Ok, Mizraim este fondator ai Egipt. Când citiți în Biblie, este scris, uite, asta este țara lui Mizraim, pentru că Egipt era, Mizraim era fiul lui Ham. Haideți mai departe. Și după aceea avem Mizraim, Put. Put este încă o dată copil al lui Ham și Put era fondator ai Libia. Libia tot în Africa. Ok. Și după aceea avem Canaan. Canaan nu a mers la Africa. Canaan a rămas la Orientul Mijlociu. De aia Avram a trebuit să fie dat, dacă știți, este scris așa, când Ham a ris de tata lui pentru că era dezbrăcat, când a trezit Noe, a spus, blestemat să fii Canaan, el va fi slujitor sau rob a tuturor. De aia țara lui Canaan a trebuit să fie dat la Israel. Nu știu dacă m-ați înțeles până acum. Ok, haideți mai departe. Avem Cush. Cush este cuvântul ebraic care seamnă negru. Și Cush a fost singurul om care a fost numit Cush. Era, cum se zice, negru la piele și este fondator ai țara de Etiopia. Și atunci de acolo a apărut oameni negri. Dar încă am rămas încă o dată cu întrebarea, de unde a apărut oameni galbeni, oameni roșii și oameni așa? Eu cred. Acum eu spune eu cred. Ce eu a spus este ce este scris. Acum am ajuns la locul unde eu spune eu cred. Pentru că nu puteți să găsiți scris nicăieri. Celelalte rase, ori este din amestecătura, una, ori este doar din genele a lui Noe, care a venit tot de la Adam, care a fost creierul, pe care Dumnezeu a știut că la anumit timp este nevoie de rasele diferite. Dacă vedeți un lucru, eu sunt omul negru, puneți pe mine în România, stau acolo, dar să știți că omul negru are mare problemă în timp de iarnă. Cu zăpada nu suntem prieteni deloc. De ce? Pentru că acolo trebuie să fune
se pune patura peste patura peste patura. De ce? Pentru că nu pot să suporte. Dar dacă puneți pe omul negru în Africa, când este cald, 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 când vine vara aici, când voi spuneți, auleu, este foarte tare, foarte cald, omul negru spune, acum am ajuns acasă. Știți de ce? Pentru că pielea noastră, Dumnezeu a pus ce este numit, nu știu cum pot să spune în limba română, melatonină, nu știu, când... Nu melatonină. Este, cum să zicem, cum pot să spune? Adică, pielea ai omul negru. Dumnezeu a pus această substanță, care în primul rând face pe culoarea aceasta să fie negru, ca să pot să rezistă la soare când soare vine asupra lui. Și Dumnezeu știa că acum pregătește un popor care trebuie să merge la Africa, unde există soare tot timp, atunci este nevoie de cineva care poate să stea acolo fără să aibă cancer de piele. De aia, moment când îl lua pe omul alb și se pune în Africa, vai, aici și acolo și peste tot, mai ales dacă scoate cămașa și se merge pe drum, o să vede la sfârșit de ziua că are niște, cum să zice, petele pe el. Dar omul negru oricum nu se vede, nu are nicio petele. M-ați înțeles aceasta? De aia am vrut ca noi să înțelegem. Asta este unde noi putem să găsim rasele, de unde a apărut noi toți suntem fii a lui Noe, din Sem, Ham și Iafet. Și atunci ce noi trebuie să știm este aceasta. Nu contează, este alb, este negru, este galbenă, ești roșie, oricum ești tu, strămoși ai tai sunt Noe, Sem, Ham și Iafet. Atunci trebuie să ne iubim una pe cealaltă. Amin. Amin. Mulțumesc. Mulțumim, frate. Înainte să trec la a doua întrebare, am fost rugat să ne urcăm sus, că nu se vede din spate. Oh, ok. A doua întrebare sună în felul următor. Prelegerea dumneavoastră mi-a plăcut foarte mult. Aș dori, conform Bibliei, care spune că sunt mulți Dumnezei și mulți domni. Întrebarea. Care este numele Dumnezeului care a creat cerurile, pământul și omul? Mulțumesc foarte mult. Este întrebare care este foarte interesantă. Trebuie să știm că Dumnezeu mai multe ori folosește titlul lui. Este creator. Exemplu, dacă noi mergem în cartea lui Isaia, capitolul 9, versetul 6, este scris un fiul s-a născut, un, cum pot să spunem, cineva să fie cu Biblia. Te rog, fratele meu, citește aceasta. Un copil s-a născut, un fiul mi s-a dat, ci domnia, capitolul 9, versetul 6, ci domnia va fi pe urmele lui, vei fi numit ce? Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicie și Domnul al Pacii. Toate acestea sunt numele lui Dumnezeu. L-a numit? Ok. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu, tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Ok, toate acestea sunt titluri care sunt dat la Dumnezeu. L-a numit timp, este numit, numit Jehova Jire. Jehova Jire, nu eu traduc din engleză și în românește, Jehova Jire, nu știu dacă puteți să înțelegeți. Adică cuvântul care a fost folosit de Avram când a fost întrebat, ok, când Dumnezeu a cerut pe el să pot să dea pe fiul lui și era gata să dea pe fiul lui și după aceea Dumnezeu a spus, acum du-te acolo în spatele acolo să găsește un berbece care este acolo în curcatura, poți să lua aceasta și să aduce. Și el a numit aceasta Jehova Jire, adică Dumnezeu este cel care da, the Lord will provide, adică Dumnezeu va da, va avea grijă. Nu știu dacă m-ați înțeles. Atunci când noi citim din Biblie, avem cuvântul Jehova, avem cuvântul Yahweh, avem cuvântul Dumnezeu Tată sau avem cuvântul Dumnezeu Tare, avem cuvântul Părintele Veșniciile. Toate acestea sunt titluri pe care sunt folosit de Dumnezeu să fie folosit.
atunci nu înseamnă că cineva a spus Yahweh a greșit. Hallelujah. Cineva a spus Jehova a greșit. Nu. A vorbit adevărul, este tot bine. Cineva a spus este creator. A vorbit greșit? Nu. Este tot corect. Cineva a spus, este părintele veșniciile. A greșit? Nu. Toate acestea sunt numele și titlul lui Dumnezeu. Putea să mergem, este un subiect în sine, pe care va trebui să schimbăm subiect și să intrăm în aceasta. Dar Biblia, faptul că este foarte important pentru noi să știm lucrul acesta. Dacă Dumnezeu a folosit titlul acesta în Biblia, înseamnă că și noi astăzi putem să folosim același titlu. Nu știu dacă are logică. Pentru că dacă Dumnezeu a scris, am o problemă dacă cineva spune, hai să luăm numai asta, dar asta să nu luăm, dar întrebarea este, nu toate scripturile care sunt insuflate de Dumnezeu? Alo. Ok. Vreau să pun întrebare. Câte scriptura este insuflat de Dumnezeu? Toate. Dacă toate sunt insuflate de Dumnezeu, atunci sunt foarte important. Putem să folosim titlul pe care Biblia spune și nu putem să fim greșit. Mulțumim, frate Godfrey. Înainte să îi dăm cuvântul fratelui Godfrey, aș dori să ne ridicăm și să intonăm imnul 249. Care este asta? Dacă nu este, folosesc în 523. Sfârșitul veacului trăim. 523 a schimbat. Sfârșitul veacului trăim. Sfârșitul veacului trăim. Sfârșitul veacului trăim, un veac de ură și război, dar fericit la ce-ai privit, nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Pe cerul și pământul plin de semnele venit. Tatăl nostru care este în cer. Doamne, intrăm în subiectul acesta care este așa de
important pentru noi să știm de ce toate problemele care există astăzi. Vorbești Tu, Doamne. Și noi, robii Tăi, să putem să ascultăm de Tine. Să nu îngaduie pe mine să vorbesc lucrurile mele. Dar îngaduie pe mine, Doamne, să predică Evanghelia curată care vine de la Tine. Trimite Duhul Tău cel Sfânt ca să pot să curăța orice cuvânt care iese din gura mea ca să fie cuvântul care iese de la Tine. Când toate sunt terminate, salvează-ne, Doamne, în împărăția Ta. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vrem să cerem ca Tu să zabovești în mijlocul nostru. Te-am rugat și îți mulțumim. Amen. Amen. Dragii mei, pacea Domnului. Încă o dată, pacea Domnului. Amin. Este o mare bucurie că noi suntem aici. Știi ce? Nici nu m-am gândit că astăzi o să reușit să veniți încă o dată în seara aceasta, dar slava Domnului, ați venit. Vă așteptam pe voi încă o dată și mâine. Amin. Uitați, dragii mei, astăzi avem o întrebare care este foarte, foarte importantă. Și întrebarea este: de unde a apărut aceasta, problemele pe care noi avem? De unde a apărut păcatul? Ce s-a întâmplat? Pentru că când noi discutăm împreună astăzi, noi spunem așa: Dumnezeu este bun, Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne iubește. Și unii pune întrebare: dacă Dumnezeu ne iubește, de ce există virus, coronavirus? Unii pune întrebare: dacă Dumnezeu ne iubește, de ce soțul bate pe soție? Dacă Dumnezeu ne iubește, de ce copiii sunt obraznici? Dacă Dumnezeu ne iubește, de ce există multe bolile care sunt din jurul nostru? Dacă Dumnezeu ne iubește, de ce nu mai există dragoste între noi? Dacă Dumnezeu ne iubește. Și mai mulți oameni se potmolește exact la același capitol și după aceea începe să spune: a, nu cred că Dumnezeu există. Pentru că am auzit și fratele Godfrey spunea că El este tot puternic. Dar dacă El este tot puternic, de ce lasă toate lucrurile acestea să se întâmple? Dragii mei, vreau încă o dată să arată un lucru. Că Dumnezeu este dragostea. Amin? Întâia Ioan, hai să mergem împreună. Noi vorbim despre acest accident tragic care a avut loc în universe. În această universe, întrebarea este ce s-a întâmplat și când s-a întâmplat, ce este aia? Și întrebarea este de ce noi astăzi suntem în haos pe care noi avem astăzi? Oare există speranța? Trebuie să verificăm cum este scris din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, mergem în cartea lui, hai să începem, fratele meu, în cartea lui Geneza. Geneza, capitolul 1, versetul 31. Vorbim despre acest accident tragic care a avut loc. Uitați cum este scris. Geneza 1, 31. Uitați. Aha. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Și astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Cineva să spune amin. Adică Dumnezeu, când a făcut toate lucrurile acestea, iată că era foarte bun. Adică Dumnezeu, când El a făcut lucrurile acestea, lucrurile acestea era foarte bune. Niciodată Dumnezeu nu a creat rău. Haideți în cartea lui Ecleziastul, capitolul 7, cu 29. Ce spune Biblia? Ecleziastul, capitolul 7, versetul 29. Urmăriți-mă cu mare atenție. Hai să citim împreună. A? Numai iată ce am găsit. Adică? Că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană. Dar ei umblă mute și repede. Mulțumesc! Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană. Dar ei umblă după multe și repede. Adică Dumnezeu, când a creat, El a făcut pe oameni fără
prihană. Adică a făcut pe oameni curați. Când el a creat pe omul, ce a ieșit din mâna lui Dumnezeu era frumos. Ascultați-mă, dragii mei. Când Dumnezeu a creat pe omul, era perfect. Geneza, capitolul 1. Haide, fratele meu. Geneza, capitolul 1, versetul 26 până la 28. Vreau ca noi să înțelegem ceva. Uitați cum este scris. Aha. Apoi Dumnezeu a zis. Apoi Dumnezeu a zis. Să facem om după chipul nostru. Da. După asemănarea noastră. După asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Asta este lucrare sau responsabilitatea pe care Dumnezeu a pus asupra omului. Nu știu dacă este clar. Este clar, dragii mei? Adică după ce El a creat, zice, uite Adam, eu am creat pe tine, de la azi încolo, tu trebuie să aibă stăpânire asupra pește mare, asupra animalele, asupra toate lucrurile aici. Adică tu ești șef aici pe pământ. Tu ești prințul, nu știu dacă sună românește. Adică vreau ca tu să fii manager. Chiar dacă tot cerul și pământul sunt ale mele, dar eu vreau să dau ție haine de stăpânire de la acum încolo, tu să aibă grijă de toate lucrurile acestea. Nu știu dacă suntem împreună. Amin? Asta este ce Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea au fost foarte bine. Dumnezeu nu a făcut nimic care nu a fost bun. Toate lucrurile au fost frumos. Când uita la Adam, era drept. Frumos. Nu exista nicio urmele de nedesăvârșire în structura lui, nu. Și în caracterul lui era perfect. Cum el umbla cu Dumnezeu, știi ce? Și când Dumnezeu a făcut același căsătorie între Adam și Eva, Dumnezeu, el era pastor pentru ei doi. El a încununat pe ei doi. Familia a ieșit din mâna lui Dumnezeu perfect. Nu există tacmă. Nu există. Adam și Eva, ei iubea una pe celălaltă. De aia Adam, după ce Eva a fost făcut din această coastă lui Adam, și Dumnezeu a adus pe Eva la Adam fără introducere, Adam a uitat la femeia și a zis, asta este oasă din oasele mele. Și a început să spune, știi ce, asta este carnea din carnea mea. Stai, Adam, cine a dat ție introducere? Acum deja tu face poezie pentru soția ta. Era mare bucuria pentru el. De ce? Pentru că era perfect. Vorbim despre Dumnezeu, pentru că orice lucru care iese din mâna lui Dumnezeu era perfect. Nu numai aceasta. Când noi citim în cartea lui Geneza, capitolul 2, citim, fratele meu, Geneza, capitolul 2, versetul 8. Uitați cum este scris. Geneza, capitolul 2, versetul 8. Cum este scris? Aha. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. Și? Spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl tocmise. Cum arăta grădina aia? Frumos! Ceva interesant este aceasta, dragii mei. Du-te în cartea lui Apocalipsa, capitolul 2, versetul 8, versetul 7. Apocalipsa, ce capitol? Alo? 2, versetul? Versetul 7. Să nu uitați, avem Eden, Eden creat de Dumnezeu, frumos! Haideți mai departe. Capitolul 2, versetul 7. Aha. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhului? Ce spune? Cel ce va birui. Îi va da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Uitați, dragii mei, cel ce va birui va da să merge, să mănâncă din această pom. Care este pomul aceasta? Știi care este pomul aceasta? Este pomul vieții. Unde era pomul vieții? În grădina Eden. Și Dumnezeu zice, celor care o să biruie în Bedford, aceasta va fi dată, aceasta dreptul se mănâncă din această pomul vieții, care este în grădina lui Dumnezeu. Seamnă că cumva am pierdut undeva această pomul vieții pe drum. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragii mei. Pentru că dacă acum în cartea Apocalipsei este scris că cel ce va birui o să ajunge acolo, se primește această fructă din pomul vieții, aceasta înseamnă că am pierdut undeva pe drum.
Cine a înțeles pe mine până acum? Mulțumim. Haideți mai departe. Geneza capitolul 2. Geneza capitolul 2. Citim, hai să sarim la versetul 7. Hai să citim aceasta mai rapid, să mergem mai departe. Capitolul 2, versetul 7. A, Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Mulțumesc. Și i-a suflat în nări suflare de viață. Și omul? Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Mulțumesc. Încă o dată. Domnul Dumnezeu a făcut pe omul din? Alo, alo, am rămas singur. Alo. Ok. Domnul Dumnezeu a făcut pe omul din ce? Sarina pământul. Și a suflat din arul lui suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Lucrul pe care noi vedem este aceasta. Moment când Adam a ieșit din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus suflare de viață, Adam a trezit când a deschis ochii. Care a fost primul ființă pe care el a văzut? Dumnezeu! Știi ce? Care este dorința mea? Mi-aș dori orice băiat necasătorit, înainte să vede pe soția lui viitoare, trebuie să vede pe Dumnezeu primul. Eva, după ce a fost făcut de Dumnezeu, Biblia spune așa, Dumnezeu a trimis un somn adânc către cine? Către Adam. Adam a dormit și după aceea Dumnezeu din coaste lui Adam a făcut pe cine? Spuneți mie, pe cine? Pe Eva. După ce a terminat aceasta, Biblia spune, Dumnezeu a luat Eva, a adus-o la cine? La Adam. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că Eva când s-a deschis ochii, a văzut în prima dată ființa pe care ea a văzut, nu a fost Adam, a fost Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este cel care a trebuit să lua pe ea, să merge cu ea unde? La Adam. Nu știu dacă are logică, sunteți împreună cu mine. Mi-aș dori în fiecare tineră, înainte să vede pe viitorul soț, să vede pe Dumnezeu în primul rând. Amin? Pentru că asta, cea mai mare durere pe care noi avem este aceasta. Avem oameni căsătoriți, dar fără Dumnezeu. Și de aia ei se luptă, se bate una pe cealaltă. Cealaltă spune, a, da, dacă tu vorbești așa, o să dați eu una. Cealaltă spune, dacă tu o să dai mie una, 7 zile nu vorbesc cu tine. Adică fiecare folosește arme pe care are. Soțul știe că are mușchi, soția știe că are gură. Și de aia există aceasta luptele. Soțul cu bataie, soția cu vorbirea, în așa fel. Am auzit despre un om care a spus într-o zi, a mers la poliția și a zis, vă rog, puneți pe mine închisoare, vreau puțin să am o seară pe care pot să doarmă. Adică de acasă, soția era în așa fel că nu putea să dorme, a zis, mai bine închisoare. Vreau noi să înțelegem ceva, surorile, să nu trimiteți pe soț la închisoare. Vreau ca lucrul acesta să fie foarte clar pentru noi. Trebuie să existe această bucurie între aceasta doi. Când Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, era mare bucurie. Ei stătea împreună. Discuta cu Dumnezeu. Îngeri coborea din cerul și venea acolo, cântea împreună cu ei. Era o mare bucurie. Și Dumnezeu venea și el să viziteze pe această cuplu pe care el a făcut. Mi-aș dori astăzi Dumnezeu să poată să vă viziteze pe voi în casele voastre. Pentru că este cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu să aibă casa unde el poate să ajunge acolo, se zabovește, se spune, aici îmi place, pentru că cuvintele sunt frumoase, oamenii caută pe mine, ei studiază Biblia, sunt interesat de bucuria cerească. Dar din nefericire, îngeri fuge din casele noastre. Dar întrebarea este de ce? Acolo este unde noi mergem. Uitați, dragii mei, în cartea lui Geneza, capitolul 2, accident tragic în univers. În Geneza, capitolul 2, versetul 16 și versetul 17, aici începem să înțelegem ceva. Uitați cum este scris, hai să citim, 2 cu 16, a, Domnul Dumnezeu? Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Stop! Prima dată găsim cuvântul ce? Puneți lucrul acesta în minte. Prima dată în Biblie, găsim cuvântul poruncă. Domnul Dumnezeu a dat omul porunca aceasta. Haideți, fratele meu, a, pot?
Mai departe? Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. De ce? Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ok, uitați, dragii mei. Porunca aceasta este, poate să mănâncă din toate pomii din grădină, dar din pomul cunoștința bine și rău, să nu mănâncă din ea, căci în ziua când tu vei mânca din ea, vei muri. Cum? Negreșit. Vă rog, țineți lucrul aceasta. Mesajul lui Dumnezeu este așa. Calcarea, porunca, egal ce... Moarte. Cine a înțeles lucrul acesta? Vă rog, pentru că acum eu astăzi eu pune temelia pentru toate lecțiile pe care noi o să avem până la sfârșit. De aia mi-aș dori ca fiecare dintre noi să fim foarte atenți. Ok, haideți în cartea lui Roman capitolul 6. Roman capitolul 6, versetul 23. Același mesaj. Roman 6, 23. Hai să citim. Aha. Fiindcă plata păcatului este moartea. Stop! Vă rog, vreau să cer ceva înainte să mergem foarte departe. Să nu, asta să nu îngăduiți pe cineva să vorbește cu cineva lângă tine. Vreau ca noi toți să putem să înțelegem, pentru că aici este temelia. Trebuie să înțelegem ceva. Biblia spune plata păcatului este ce? Este moartă. Uitați, dragii mei, vreau noi să înțelegem ceva. Plata păcatului este moartea. Înapoi la Geneza 2, 16, 17, Dumnezeu a dat omul porunca aceasta. Dacă cineva calcă porunca aceasta, vei muri cum? Negreșit. Adică plata păcatului este moartea. Și păcatul înseamnă calcarea porunca. Cine a înțeles pe mine la această punctă, vă rog. Mulțumesc. Dacă aceasta este foarte clară, haideți în cartea lui 1 Ioan. Ok? Ok. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Dragii mei, îmi place pentru că Biblia este ca un puzzle, dar spune același lucru. Amin? Uitați cum este scris. Aha. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Nu ai găsit? Oricine face păcat, face și fără de lege. Da? Și păcatul este fără de lege. Cineva să spune amin. Păcatul este fără de lege. Înapoi, dragii mei, aici este scris, păcatul este ce? Fara de lege. Fara de lege înseamnă calcarea legea. Este clar? Cuvântul legea și cuvântul porunca sunt sinonim. Suntem de acord cu mine, da? Ok. Înapoi, încă o dată, în Geneza, capitolul 2, versetul 16 și 17, Dumnezeu spune... Dacă cineva va calca porunca aceasta, seamnă că a păcatuit și păcatul este calcarea legii și rezultatul ai păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, mesajul lui Dumnezeu este aceasta. Ascultă-mă și se trăiește. Dacă nu ascultă, o să moare. Acum întrebarea este aceasta. Porunca aceasta a fost clară pentru Adam și Eva, da sau nu? Spuneți mie. Da. Ce au făcut în cartea lui Geneza, Geneza capitolul 3, versetul 1. Ce spune Biblia? Ah, Geneza capitolul 1. Hai să citim versetul 4. Cum este scris? Geneza 3, versetul 4. Aha. Atunci șarpele a zis femeii, aha, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu a mințit. Așa spunea Satana. Dumnezeu a mințit pe voi. A spus, voi veți muri după ce ați mâncat din asta. Nu! Nu este adevărat. Dumnezeu a spus, vei muri negreșit și Satan a zis, hotărât nu veți muri. Nu știu dacă ați văzut ce șmecheria pe care Satan a făcut. Acum, alo, acum avem două cuvintele. Cuvântul al lui Dumnezeu și cuvântul al lui Satana. Și omul trebuie să alege. Din nefericire, pe cine a ales omul? Și Biblia spune așa, versetul 5, ce a spus Satana? Aha.
De ce a spus omul? Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dumnezeu, de ce? Dumnezeu a zis voi, a, vei muri. Nu, nu, nu. Dumnezeu știe că ascunzi ceva. A știut că, dacă o să spune vouă, știi ce, lucrurile nu o să merge bine. Atunci a știut că moment când vei mânca din aceasta, știi ce, toate lucrurile o să merge bine. O să fiți ca Dumnezeu, cunoscând bine și rău. Astăzi oamenii vor să fie ca Dumnezeu, dar nu în ascultare, dar în neascultare. Prin neascultare. Vreau să pun întrebare. Când Adam și Eva erau pe pământ, în grădina aia, cine a creat grădina Eden? Ok, prin ce a folosit să creeze aceasta? Prin cuvântul lui. Ok, haideți mai departe. Aici Eva este lângă pom. Cine a creat o pom? Dumnezeu. Ok. Unde ea este, picioarele ei, atunci nu exista pantofi. Picioarele ei era asupra iarba. Întrebarea este, cine a creat iarba? Dumnezeu prin ce? Prin cuvântul lui. Acum eu pun următorul întrebare. Adam și Eva a avut suficient dovezile ca cuvântul lui Dumnezeu are putere, da sau nu? Da. Oare Adam și Eva gândea vreodată în mintea lor ca Dumnezeu poate să minte? Nu! Adică a avut suficient dovezile care arată că Dumnezeu este bun, cuvântul lui poate să creeze ceva. Acum pune altă întrebare. O întrebare. Ce dovadă care a existat la Adam și Eva, ca Satana, cuvântul lui, are substanță, adică cuvântul lui are putere? Ce dovadă? Nimic. A creat Satana ceva? Nu. A creat cerul? Nu. A creat pomul? Nu. A creat pământul? Nu. A creat râul? Nu. A creat pe Adam? Nu. A creat pe Eva? Nu. Atunci ce dovezile pe care a avut să înșele pe Adam și Eva? Nicio dovadă. Adam și Eva, cu toate dovezile pe care ei au avut, ca Dumnezeu este corect, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este iubitor, Dumnezeu a creat toate lucrurile acestea. Cu toate dovezile acestea, Adam și Eva au ales să nu asculte de Dumnezeu, să asculte pe Satana. Cu câte dovezi? Cu zero dovezi. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragii mei. Unii pune întrebări, dar de ce Dumnezeu nu a creat pe Adam și Eva ca niște roboți? Adică să asculte. De ce a lăsat pe ei să aleagă? Vreau să spun, dragii mei, voi părinți, nimeni nu vorbește, da? Ascultați cu mare atenție. Voi părinți, vreau să pun întrebări. Cine îi place să aibă copii roboți? Copil care trezește așa, care este programat așa, trezește dimineața. Până dimineața tata, dimineața mama și după aceea aici este tata, aici este apa tata, aici este apa mama. Merge acolo, acum matură, după aceea, merge înapoi, până dimineața tata, până dimineața mama și după aceea aici este apa tata, aici este apa mama. Și merge acolo și după aceea încă o dată se începe să face lucrare și după aceea încă o dată, mereu în fiecare zi, pentru că este programat să fie așa. Cine îi place să aibă asemenea tip de copil? Știi de ce? Pentru că tu știi, această copil nu face din dragoste. Face pentru că este programat. Atunci întrebarea pe care eu am este aceasta. De ce Dumnezeu a trebuit să... Oare era bine pentru Dumnezeu să programeze pe Adam și Eva? Se slujește pe el numai pentru că era programat să facă așa? Am un exemplu pe care îmi place să spune, o să spune și vouă. Într-o zi am mers la copiii mei, am cumpărat niște jucăriile, știi ce? Era frumos și copiii au uitat la jucăriile aceasta, știi ce? Așa le-au plăcut. Și una dintre ele a venit la mine și a pus așa
cum se zice, a mâinile aici lângă tata și zice, o, ce tata bună avem! Wow! Voi nu știți ce s-a întâmplat cu inima mea. S-a topit așa. De, adică, cum adică copil a venit el fără eu să fac... Nu am tras de ureche, zi, ce tata bună avem! Nu! Dar a ales singur! Și a venit să zic, o, ce tată bună avem! Și după aceea, știi ce? Când primește această îmbrățișare de la copii, de mâinile aia care sunt foarte mici, care prinde pe tine la picioare și se începe să vorbesc așa, știi ce se întâmplă? Tu, ca tată, ai mare bucurie pentru că copilul acesta vorbește din alegerea lui. Dumnezeu a creat pe Adam și Eva cu liber arbitru de alegere. Amin, dragii mei. Și asta și tu și eu avem liber arbitru de alegere. De aia Dumnezeu spune, iată eu stau la ușa și bată. Dacă cineva aude glasul meu și se deschide inima, eu va intra în el, se cină cu el și el cu mine. Amin, dragii mei. El așteaptă pe tine. Alegerea este al tău. Adam și Eva au avut alegerea lor. Dar când ei au ales, au ales să nu ascultă. Ascultați-mă, dragii mei, uitați ce se întâmplă. Versetul 6, ce este scris, fratele meu, citește. Geneza, capitolul 3, versetul 6. Aha. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Stop! Nu știu dacă ați văzut ce face femeia acum. Procesează cuvintele a cui? A lui Satana. O, pomul este frumos, este, pot să face pe un om să fie înțelept, este bună de dorit, arată mai frumos. Dar cine a bagat această cuvintele? Satana. Vreau voi să înțelegeți ceva, dragii mei. Satana nu pot să citește mintea ta. El bagă ceva în mintea ta ca tu să crezi. Satana folosește cuvintele tale împotriva ta. El lasă pe tine să vorbesc ca să poți să vede unde merge mintea ta. Pentru că cum vorbesc, tu arată tu ce este în inima ta. Pentru că Biblia spune, Matei 12 cu 34, este scris, din prisosul inima vorbește gura. Și de aia, dragi mei, când vorbesc cu voi, vreau ca noi să înțelegem. Omul a procesat această cuvinte lui Satana și a devenit cuvintele lui. Și după aceea a spus, acum vreau să merg. Și ce a făcut? Haideți mai departe. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A luat și a mâncat. Cine a zis să nu mănâncă? Dumnezeu. Cine a zis să mănâncă? Satana. Acum omul a ascultat pe cine? Pe Satana. Și a mâncat din pom pe care Dumnezeu a zis să nu mănâncă. Și cum este numită aceasta? Este numită păcat. Urmăriți-mă cum arată atenția, dragii mei. Este numit păcatul. A calcat cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spună, dragii mei, o întrebare. Copiii voștri știe că trebuie să respecte pe părinți, da sau nu? Spuneți-mi. Da! Dar ei ascultă tot timpul? Nu! Eu știu, se întâmplă la anumit timp când nu vrei ca telefon să sună, atunci acolo să sună. Ok, am uitat să spun asta, să închideți telefon, a doilea rugați-vă pentru mine, a treia gândiți-vă în mod logic. Amin? Ok, haideți împreună. Vreau ca voi să nu uitați lucrul acesta. Când omul a intrat în păcat, nu a căzut, pum! Acum deja am ajuns în păcat. Nu! În primul rând, a trebuit să aude glasul lui Satan. Și să accepte glasul aia. După ce el a auzit glasul a cui? A lui Dumnezeu. Și după ce el a acceptat glasul lui Satan, a început să cântărește. Și după aceea se spune, după ce eu am cântărit, acum vreau a lui Satana. Dumnezeu la o parte, acum cu Satana merg mai departe. Și după aceea merge, și după aceea păcătuiește. Vreau să spun lucrul acesta, dragii mei, la fiecare persoană care este aici. Când tu păcătuiești, este pentru că tu ai ales să păcătuiești. Păcatul
Nu vine prin naștere. Păcatul vine prin alegere. De aia Hristos spune așa, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piardă, să aibă viața veșnică. Adică este datoria ta să crede. Și este datoria lui Dumnezeu ca tu să nu piară. Pentru că tu ai crezut, ai ales să crede, ai ales să accepte și Dumnezeu, El o să alege să mântuiască pe tine. Cineva să spune amin. Amin? Oare nu este drept așa? Nu este drept? Cum ar fi, oameni buni, ascultați cu mare atenție. Cum ar fi Dumnezeu să vină să lua pe tine cu forța și să bagă pe tine în paraziția cerului? O să spune, nu, m-ai forțat, eu nu am vrut. Nu am vrut să fie aici. Pentru că tu ești obișnuit să fură, da? Ești obișnuit să fură. Ai văzut ceva, deja ai băgat în buzunar. Ai văzut... Și ai ajuns în paraziția cer forțată acolo. Există strazele de aur. O să încerc să... Unde este, cum se zice, această pică ameri? Se poate să scoate aia, se poate să am aur. Când tu vrei să burfeste cu cineva, aia persoană începe să spună, strigă, haleluia, slava Domnului. Vai, hai să nu merge. Când merge la altcineva, vrei să încă să comite păcatul și să descoperi că nimeni nu are minte ca tine. După două zile o să spune, Doamne, scoate pe mine de aici, te rog. Pentru că aici nu este locul meu. De aia, dragii mei, astăzi când vorbesc cu voi, cum a fost, cum este rugăciunea Tatăl nostru? Este numit Tatăl nostru care este în cerul, sfințească să fie numele tău, vie împărația ta. Acum, terminați, cum este scris? Facă-se voia ta, cum? Precum în cerul, așa și... pe pământ. Adică ce înseamnă? Aceasta înseamnă că tu astăzi trebuie să trăiești cum tu o să trăiești unde? În cerul. De aia, dragii mei, când Dumnezeu spune omul păcătos nu o să ajunge acolo, este din dragostea lui Dumnezeu ca tu să nu ajunge acolo. De ce? Pentru că inima ta nu-i place de cerul. Dar dacă tu îi place de cerul, Dumnezeu spune, astăzi când tu aude glasul meu, să nu împietrește inima. Amin, dragii mei. El așteaptă pe tine. A mâncat. Când a mâncat, ce s-a întâmplat? Versetul 7. Ce s-a întâmplat? Ascultați cu mare atenție. Aha. Atunci li s-a deschis ochii la amândoi. La amândoi s-a deschis ochii și? Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Ascultați-mă, dragii mei, în această timp ce au făcut? Au descoperit, era cum? Spuneți mie. Gol. Întrebarea este, de unde a venit goliciunea? După ce ei au păcătuit, slava lui Dumnezeu s-a dus. Oameni buni, vă rog să fiți foarte atenți aici. Mântuirea noastră depinde de slava lui Dumnezeu care trebuie să fie peste noi. Și slava lui Dumnezeu este haina lui Hristos care arată că noi ascultăm de El. De aia Biblia spune, fratele mă citesc în cartea lui Roman. Roman capitolul 3, versetul 23. Ce spune Biblia? Roman capitolul 3, versetul 23. Urmăriți-mă cu mare atenție. Aha, ce spune Biblia? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fratele meu, încă o dată, citesc ca un proroc. Aha. Căci toți au păcătuit. Toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă aceasta? Toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că unde există păcat, nu există slava. Și unde există slava, nu există păcat. Cineva spune amin. Atunci ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că moment când tu nu ai păcătuit, atunci rămâne slava lui Dumnezeu asupra ta. Moment când tu păcătuiești, atunci slava lui Dumnezeu se duce. Cine a înțeles pe mine până acum? Dacă aceasta este foarte clar, mergem în cartea lui Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15. Apocalipsa, capitolul 16,
Versetul 15. Vorbim despre aceasta un accident tragic. Cum este scris? Hai să citim. Aha. Iată, eu vin ca un hoț. Iată că eu vin ca un hoț. Aha. Ferice de cel ce veghează, da, și își păzește hainele. Se păzește hainele. Hai să haine neprihănirea lui Hristos sau aceasta slava lui Dumnezeu. Haideți, aha. Ca să nu umble gol. Ca să nu umble gol. Și să nu-i se vadă rușinea. Întrebarea este când va veni Domnul Iisus Hristos. Va fi oameni care o să fie găsit gol? Da, nu pentru că sunt la plajă, nu. Aceasta înseamnă că sunt gol pentru că ei au parasit slava lui Dumnezeu și au făcut această alianță cu Satana. Atunci unde este Satana? Unde este păcat? Nu pot să există slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ascultați-mă copilași, vreau ca tu să mă accepte pe mine, ca eu să pot să dați această slavă. Amin, dragii mei, amin. Pentru că slava aceasta poate să fie găsit doar de la Domnul Iisus Hristos. Știi ce? La anumit timp, știi ce, dragii mei? Mi-aș dori să deschide mintea voastră să puteți să înțelege ce eu încerc să spun. Românești nu prea știu foarte bine, dar vreau să explice lucrurile până în fiecare să poți să înțelege de unde a apărut acest accident. Oamenii au fost curios și au păcătuit, au mâncat din pom fructe interzis. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Nu exista o travă în fructe aia. Nu! Probabil a avut și vitamina C. Dar care a fost diferența? Diferența este dacă Dumnezeu a spus ceva, să asculte. Dacă a spus să nu faci aceasta, să nu faci. Hei! Nu știu dacă și voi aveți copii. Momentul când tu spune la copii să nu bagă mâna acolo în priză, ce faci? Acolo se bagă mâini. Hai! Problema majoră este aceasta, dragii mei. Omul a ales să păcătuiește. Ok, înapoi, fratele meu, înapoi în Geneza, capitolul 3, vorbim despre aceasta, un accident tragic. Cum este scris? Hai să citim. Aha. Atunci glasul lui Dumnezeu, care umbla prin grădină, Da. În răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Ok, uitați, dragii mei, putem să vedem scena aceasta. Câte oameni au păcătuit acum? Câte? Hai. Câte oameni au păcătuit acum? Este foarte simplu. Acum, nu astăzi, nu vorbim la Bedford. Vorbim despre în grădina Eden. Câte oameni au păcătuit? Doi! Sunteți de acord cu mine? Ok, haideți mai departe. Vreau ca voi să urmăriți-mă cu mare atenție ce este scris. Doi oameni au păcătuit. Câte oameni au pus frunzele de smochine asupra lor? Câte? Doi. Ok, haideți mai departe. Și după aceea Dumnezeu vine și se caută pe ei. Haideți mai departe. Cum este scris? Aha. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Stop! Acum românește nu mai sună cum trebuie. Dacă oamenii sunt doi, cum trebuie să pune întrebare? Unde sunteți? Dumnezeu nu a știut limba română? Ba da! Dar cum a putut să spune unde ești? Ok, stop! Du-te la versetul 13. Ascultați cu mare atenție. Vreau ca noi să înțelegem ceva. Ce se întâmplă aici? Versetul 13. Aha. Și Domnul a zis femeii. Da? Ce ai făcut? Stop! Prima întrebare a fost către Adam, a doua întrebare a fost către cine? Ce înseamnă aceasta? Dragii mei, ascultați cu mare atenție. Putem să păcătuim împreună, ca o grupă, ca o gașcă, să facem ce noi vrem, dar când Dumnezeu o să caute pe tine, o să vorbesc cu tine în mod personal. Responsabilitatea este al tău. Nu contează că cineva a spus că tu se fure. Cineva a spus. Când tu o să primești pedeapsa, o să primești singur. Fiecare dintre noi trebuie să dea socoteala înaintea lui Dumnezeu pentru orice lucru pe care noi am făcut. Și oamenii cred că, știi ce? Ia, mama a făcut așa. De aia eu am făcut, am fost obraznic. Ehe, ok, bine. Mama pentru păcatele ei și tu pentru păcatele tale.
Unii cred, a, ce să fac? Dacă pastor m-a mințit, a spus că asta este adevărul și eu nu am cercetat pentru că am știut că pastorul este studiat. Asta este problema ta, este treaba ta. Când tu ești pierdut, ești pierdut singur pentru că tu ai ales singur. Nu, pentru că soțul meu a spus că să nu merge la biserică. De aia eu nu am mers. Ehe, ok, bine. Tu cu soțul tău pierdut. Vreau să spun, dragii mei, nimeni nu pot să spună așa. O, Doamne, știi ce? Nu a fost vina mea. Vreau să pun întrebare, dragii mei. Când Adam a fost întrebat, unde ești? Ce a zis? Femeia. M-ai dat mie produse greșit, Doamne. Cum adică să-mi dau mie femeia aia? De aia. Și când a întrebat pe femeia, ce a zis? Doamne, șarpe, șarpe. Cum ai putut tu, Doamne, să creezi șarpe? Uitați! Adică orice scuze pe care omul a dat, a arătat degete către cine? Către Dumnezeu. Nu există nicio scuză pentru păcatele. Amin, dragi mei, amin? Dumnezeu când a spus, Adam, Adam, unde ești? Dumnezeu nu punea întrebare despre poziția geografică, nu! Pentru că El a creat, El este tot știutor, tot puternic, omniprezent, știa unde era Adam. Dar El pune întrebare, unde ești? Nu vorbea despre poziția. Dumnezeu a creat smochine, acum nu mai poți să vede pe tine, pentru că tu ești în spatele de frunzele de smochine. Așa este. Când Dumnezeu putea să vede pe Iona în puntecele aceasta de balenă, El putea să vede acolo. Când Iona a înalțat rugăciune, Dumnezeu a ascultat din cer. Amin, dragii mei, amin? Acum credeți că Dumnezeu nu vedea aici? Nu vedea unde era Adam și Eva? Ba da, vedea! Dar încă El pune întrebare. Unde ești? Știi ce? Întrebarea aceasta era întrebare care spunea așa. Copilaș, ai fost împreună cu mine. Am cântat împreună. Am vizitat pe tine în fiecare zi. Era relația bună între noi. Când a spus unde ești, era cu privire. Era întrebare retorică. Unde ești tu cu privire la relația noastră? Am fost împreună. Ne-am bucurat împreună, dar cineva te-a păcălit. Mai vine să pune întrebare. Când un copil lua pahar și se scapă din mână, ce spune mama? Ce ai făcut? Adică mama nu vede că paharul este spart? Nu vede asta? Ba da, vede. Dar de ce pune întrebare? Ce ai făcut? Vreau să trezește ce? Spuneți mie, dragii mei. Conștiința se vede unde ea ori, sau eu, un el a greșit. De aia mama pune această întrebare. Nu știu dacă m-ați înțeles. E clar, dragii mei? Când Dumnezeu a pus întrebare, unde ești tu? Mesajul a fost, Adam, te rog, recunoaște păcatele tale. Vreau să pune întrebare, dragii mei. Cum stai tu cu relația ta cu Dumnezeu? Cum a fost prima dată când tu ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult ai fost mișcat în inima ta? Cât de mult ai stat pe genunchi, ai înalțat rugăciune? Cât de mult ai postit înaintea lui Dumnezeu? Cât de mult ai stat lângă Dumnezeu cu bucuria aia mântuirea? Și astăzi Dumnezeu vine la tine să pune întrebare. Unde ești? Și Dumnezeu așteaptă pe tine să spune, Doamne, am greșit, iartă-mă. Ceva interesant este aceasta. Hai să citim cum este scris acolo, fratele meu. În cartea lui Geneza, capitolul 3, versetul 9, versetul 10. Cum este scris? Ai citit? Aha. El a răspuns. El a spus. Ți-am auzit glasul în grădină. Stop! Iarăși încă o dată românește nu sună bine. Ei trebuie să fie doi. Era doi în spatele de sfrângile de smochine. Dar în această timp el spune. Ți-am auzit. Spuneți mie, este în mod de singular sau plural? Singular. Ți-am auzit glas. Haideți mai departe. Și? Și mi-a fost frică. Și mi-a fost frică. Alo? Mi-a fost frică. Haideți?
Pentru că eram gol. Pentru că eram gol. Nu spune că pentru că noi am fost gol. Am doi. Nu. Pentru că eram gol. Haideți. Și m-am ascuns. Și m-am ascuns. Socoteală. Înaintea lui Dumnezeu, în mod personal. Știi ce? Nu știu dacă ați fost vreodată. Voi, unii dintre voi, mai ales tineri, ați crescut în regimul care este foarte frumos. Știi ce? Voi ați crescut în regim care spune copil, poți să mergi de la școală, adică părinții nu au voie să pot să da ceva aici. Nu m-ați înțeles. Nu, da? Iau. Okay. Nu au voie și momentul când tu ridică așa, ei spune 1, 2. Noi am crescut în timpul care a fost cel mai periculos, dar bun. Când nu era cu minte, acasă, nu doar era tras de ureche, primea aici, încalzea puțin aici, zgomotea acolo și după aceea ieși cu minte. Când merge la școală și nu ai făcut tema, aceasta, cum se zice, profesor, a avut voie pe care putea să dea și aici și mână și mână și, și după aceea tu se scoate zgomotea aici. Când tu vrei să spui la mama, mama, ai văzut ce a făcut profesor? Și se spune, ce a făcut? Mama, aha, pentru ce? Pentru că, ok, vino și tu, acum. Primește încă o dată și acasă, și acasă, și la școală. Și atunci noi era cu minte. Asta, asta, poți să striga mama și tata cum vrei, nu contează. Merge la școală, poți să urca și pe umere lui profesor, nu nicio problemă. Vreau să spun, dragii mei, lucrurile s-a schimbat, dar vreau să spun un lucru. Momentul când noi suntem copii al lui Dumnezeu, am înțeles lucrul acesta. În ziua aceea a spus ce eu am făcut. Am făcut asta, 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 asta. Vreau să spun, dragii mei, exista la anumit timp. Noi am crescut, am mers la școală. La școală era școală internat. Când era internat, momentul când voi ca băieți face prostie, așa, sară pe pati și sparge geamă, așa, așa. Vine ziua când director de școală spune așa: hei, veniți aici, băieți, cine? Godfrey și cine? Și celălaltă, celălaltă. Haideți aici. Unde? Acolo la birou. Când în momentul când a ajuns acolo, mergeți acolo și spuneți, a, lasă, că se spune că eu așa, adică voi puteți să puteți să discutați cu putere. Dar în momentul când ați ajuns așa, acolo, directorul se spune, e, Godfrey, lua bagajele acasă. Se vine cu tata sau cu mama. Când iese de acolo, ați venit ca un grup, dar când iese de acolo, cum iese? Spuneți mie. Singur. Și o să urca autobuz, gândind că autobus aceasta nu o să ajunge acasă. Pentru că nu dorește că să ajunge acasă. Dar în momentul când ai ajuns acasă, ai coborit de pe stația, tu începe să pune întrebare. Cum o să spune la tata de ce am venit acasă înainte de timp de vacanță? De ce spune lucrul acesta? Vreau să spun, dragii mei, noi putem să păcătuim ca un grup, dar înaintea lui Dumnezeu, în fiecare dintre noi, trebuie să dea socoteala înaintea lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, știi ce? Unii pot să crede, a, lasă ca fratele Godfrey să vorbește așa, el trebuie să vorbește, este predicator, este evanghelist, lasă ca el să vorbește. Ascultați-mă, dragii mei, nu am venit să arată vouă ce eu știu. Am venit să spunem, hai să plecăm acasă. Amin? Haideți în cer. Acest accident s-a făcut pe Adam și Eva. Dacă mergeți cu privire la ce s-a întâmplat cu Eva, Dumnezeu a spus la Adam, de la azi încolo, știi ce tu o să mănâncă? Din sudoarea feței tale, o să mănâncă din rodul pământului. Și pentru femeia, știi ce a zis la Eva? La naștere, durere. O întrebare, dragii mei, voi, români, când voi mergeți la maternitate, aveți durere? Este așa de dureros sau nu este, sau este doar imitația de durere? Este durere, durere? Soția mea spunea așa, când tu ești acolo, parcă tu ești nebun. Începe să vorbesc aiurii așa, datorită durere. Și când cineva spune... Când cineva spune, a, uite, hai să cântăm o cântare. Cine îi place să cânta cântare când e sensaționat cu durere de naștere? Cine?
Cine poate să cânte cântare? Să aibă muzică așa, se pune manele așa, pentru că acum ai dureri de naștere. Se întâmplă. Cu niciun chip. De ce? Pentru că durerea este foarte tare. De ce am spus lucrurile acestea, dragii mei? Vreau noi să înțelegem. Cei mai credincioși oameni sub soare ar trebui să fie femeile. De ce? Pentru că ei știe judecățile lui Dumnezeu sunt drepte. Amin, dragii mei. Amin. Dacă tu ai durerea aceasta, cum poți să nu asculte de Dumnezeu? Ok, asta a fost numai paranteză. Haideți mai departe, dragii mei. Atunci ce se întâmplă este omul a intrat în ce este numit păcat. Și păcat este calcarea legii. O întrebare, dragii mei. Cine a fost dat stăpânire de tuturor lucrurile care sunt pe pământ? Adam! Atunci, în momentul când el a păcatuit, ce s-a întâmplat? Ascultați cu mare atenție. Mai bine să scrie aici. Uitați, dragii mei. În primul rând, era Dumnezeu cu om prieten. Satana era dușman. Sunteți de acord cu mine? Haideți mai departe. Punctul a doua, omul păcătuiește, seamnă că Dumnezeu a rămas singur. Și omul acum ascultă glasul a cui? A lui Satana. Atunci este prieten cu Satana. Cine este dușmanul lor acum? Este cine? Este Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați înțeles lucrul acesta. Atunci în această timp Dumnezeu spune așa: dacă o să lasă pe omul așa, nu o să pot să scapă din mâna lui Satan. Și Dumnezeu spune Geneza capitolul 3 cu 15. Ce spune Biblia? Geneza capitolul 3 versetul 15. Hai să citim. A? Vrășmășie voi pune între tine și femeie. Și? Între sămânța ta și sămânța ei. Da? Aceasta îți va zdrobi capul. Și? Și tu îi vei zdrobi călcâiul. Mulțumesc! Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Haideți, las pasul a treia. Dumnezeu spune așa: ca să poți să ajute pe om, mai bine să pune vrajmașie între el și Satana. De ce? Pentru că omul trebuie să aibă încă o dată liber arbitru de alegere. Să alege pe Dumnezeu sau să alege pe Satana. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragii mei. Asta este dragostea lui Dumnezeu pe care El a arătat în fața de noi. De aia astăzi, dragii mei, tu și eu putem să păcătuim cu voie sau putem să alegem pe Dumnezeu cu voie. Cine a înțeles pe mine pe acest punct, dragii mei? Atunci ce s-a întâmplat când omul a căzut în păcat? Ce s-a întâmplat cu puterea lui? Haideți în cartea lui 2 Petru, capitolul 2, versetul 19. 2 Petru, ce capitol? 2 Petru, ce capitol? Capitolul 2, versetul 19. Ok. 2 Petru, capitolul 2, versetul 19. Ce s-a întâmplat cu puterea omului în momentul când omul a păcătuit? Hai să citim. Aha. Le făgăduiesc slobozenia. Aha. În timp ce ei înșiși sunt robi. Când înșiși ei sunt robi? Aha. Da. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Uitați, dragii mei, moment când omul a ales pe Satana, a devenit robul a cui? A lui Satana. Cine a înțeles pe mine la această puncte? Știți ce înseamnă aceasta, dragii mei? Moment când omul a devenit robul a lui Satana, aceasta înseamnă că am ales pe Satana în loc să alege pe Dumnezeu. Și Dumnezeu asta se spune, copilaș, te rog, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, dar să aibă viața veșnică. Adică astăzi, de ce există mare problemele astăzi? Pentru că Satana este aici. Nu știu dacă este clar. E clară, dragii mei? Cum putem să știm? În cartea lui Apocalipsa, capitol 12. Apocalipsa ce capitol? Alo? Apocalipsa, capitol 12. Apocalipsa, capitol 12, versetul 7 până versetul 9. Cum este scris?
Versetul 7 la versetul 9. Și în cer s-a făcut un război. Și Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Haideți? Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și atunci? Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, meseria, acela care înșeală întreaga lume, unde este? A fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. O întrebare, dragi mei. Unde este satana? Unde sunt îngerii lui? Care este meseria lor? Se înșală. Pe cine? Pe noi. Droguri. Copil pe care eu m-am luptat, am învățat, am trimis la școală, am făcut toate. Am îmbrăcat, nu am dormit noaptea. Asta este cu droguri? Ce să fac? Satana este la lucru. Soț și soția care au iubit una pe cealaltă la nuntă. Nimeni nu putea să desparte pe ei. Ei umblau mână în mână așa, fără nicio distanță între ei. Asta una în față, cealaltă în spate. Ce s-a întâmplat? Satana iese la lucru. Copiii care a fost schimbat pe împaz. Când făceam pe ei, era murdare, mirosea, dar părinții nu au avut nicio problemă cu aceasta. Ei, fără nici să pune nimic aici pe mână, adică pe față, au trebuit să lua pe copilul aceasta, să cânta cântare aceasta și după aceea să spală aceasta, copilul aceasta, să îmbracă cum trebuie. Și asta ce face același copil? Se ridică mâna și se bate pe tata, bate pe mama. De ce? Satana iese la lucru. Vreau să spun, dragii mei, dacă satana rămâne, problemele aceasta continuă. Dar satana are putere doar când tu accepti sugestiile lui. Satana are putere doar când tu accepti să păcătuiești. Dar slava Domnului, există calea de ieșire. Cineva să spune amin. Amin? Și calea de ieșire este aceasta. Moment când tu ai acceptat pe Hristos, atunci viața este schimbată. De aia Hristos spune în Luca capitolul 19 cu 10. Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască pe celor care era acum pierdut. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, unii cred că este ceva cool ca să nu acceptă pe Hristos. Unii cred că știi ce, eu sunt puternic, pot să umblă cu mâinile mele în buzunar, nu am chef de Dumnezeu, fac ce eu vreau. Ascultați cu mare atenție, dragii mei, nimeni care este aici pe pământ, care este, cum se zice, care nu, mai bine să explice așa, hai să citim în cartea lui Matei. Matei, capitol 12, fratele meu, 12, versetul 30. Vreau să spun ceva, dragii mei, aici, la această punct. Cum este scris? Cine nu este cu mine este împotriva mea. Și? Și cine nu strânge cu mine risipește. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Este în cartea lui Matei 12 cu 30, ai găsit? 12 cu 30, fratele meu. Ok. Uitați cum este scris aici. Cine nu este cu mine, este cum? Ok. Vreau să explice ceva. Astăzi, când tu nu accepta pe Hristos, deja ai acceptat pe Satan. Nu m-ați înțeles. Repet. Când tu nu accepta pe Hristos, deja ai acceptat pe cine? Pe Satana. Pentru că nu există nimeni care este pe poziția neutră. Nu! Unii spune și zice, lăsați pe mine, eu nu am chef de biserică, nu am chef, vreau să rămân acasă. Ai ales pe Satana deja.
Și oamenii cred că, știi ce? Ia, eu fac ce eu vreau. Mănâncă ce eu vreau, bea ce eu vreau, fumează ce eu vreau, merge cu femeia cum vreau, merge cu bărbați cum vreau, așa eu vreau și... Nu! Când tu faci aceasta, tu deja ai ales pe satana. Și atunci satana stăpânește pe tine și tu, îndrumarele lui, aia tu ascultă. Oamenii buni, nu știu dacă vorbesc românește corect, nu știu dacă m-ați înțeles. E clară? Dragii mei, vreau să pun întrebare. Dar de ce Hristos nu de ce Hristos trebuie să rămâne fără tine? Când dorința lui este să te mântuiască pe tine. Nu m-ați înțeles. Adică noi știm că țintea lui satana, oameni buni, o întrebare, sincer, satana are cerul? Are împărăția pe care el o să dea ție ca tu să fii acolo și să rămâne acolo în veșnicie, împărăția lui? Dar cine are viața veșnică? Dumnezeu. Cine are împărăția? Dumnezeu. Cine este interesat de tine? Ascultați cu mare atenție. Știți ce? Eu vorbeam cu copiii mei și am spus, ascultă-mă copile. Tu trebuie să știi întotdeauna. Niciodată să nu mergi împotriva părinților tăi când ei sunt din Domnul. M-ați înțeles, dragii mei? Când ei sunt din Dumnezeu, în Domnul. Să nu merge contra, să nu contrazice pe părinții tăi când ei sunt din Dumnezeu. De ce? Pentru că nimeni nu te iubește mai mult decât părinții tăi. Cum simte tata când copil ascultă pe vecine în loc să ascultă de el? Te doare pentru că tu, asta este copil al tău. Tu ai trimis la școală, tu ai făcut toate lucrurile acestea și copilul acesta nu ascultă pe tine. Ascultați-mă, dragi mei, vreau să spun lucrul acesta. Cum simte Dumnezeu care te-a creat, a chemat pe tine, a răscumpărat pe tine, când tu spune nu ai chef de el? Cum simte Dumnezeu? Dar în același timp, Dumnezeu nu te forțeze să intra în împărăția lui. Amin cineva? Amin? Amin? Dumnezeu nu va veni să spune, știi ce? Tu, intră, intră. Ascultați-mă, dragi mei. Dacă împărăția cerului era cu forță, nimeni nu putea să bea niciun strop de țuică în gât. Pentru că îngerul Gabriel venea acolo și strângea de gât în așa fel că nici să nu îngadie niciun strop să intre acolo. Dar Dumnezeu spune, fiecare are liber arbitru de alegere. Hei, știi ce, dragii mei? La anumit timp când eu mă gândesc despre Dumnezeu, de dragostea Lui, nu știu pe, cu cine pot să compară pe Dumnezeu. Vreau să explice. Hoț fură. Are banii a cuiva, pune în mașină. Intră în mașină, calcă accelerat și se începe să merge. Și merge 120, 50, 60, 200. Și Dumnezeu zice la îngerul lui, te rog, paziți pe băiatul aceasta. Încă nu s-a întors la mine. Paziți să nu cumva să moară în păcate lui. Păstrați. Și el crede, o știe, sunt mai tare. Vu, 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 vu. Și nu se întâmplă nimic la el. El crede că este mai tare, fără să știe că este dragostea lui Dumnezeu care a păstrat pe tine în viață. Pe Dumnezeu vorbind cu lacrimi în ochi. Vreau să spun așa, dragii mei. Eu sunt tată. Și am copii. Mă doare când copilul meu nu ascultă de mine, când eu știu că drum pe care el alege, a ales, este greșit. Dar nu pot să fac nimic. Eu știu că copilul acesta a ales drum greșit. Eu știu. Eu ved lucrul acesta. Uitați, copilul acesta a luat drum greșit. Eu ved. Eu știu. Vorbește. Intră aici, trece pe partea cealaltă.
și nu știu ce să fac. Chiar dacă pot să scutur așa, ascultă-mă! Nu, 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 tata, tu nu știi. Eu știu. La anumit timp, noi bărbați nu suntem ca femeile sau ca surorile sau ca soțiile. Noi spunem așa, lasați. Se dea pe capul cu perete, în perete. Și când o să vină de acolo, o să înțelege că tata a avut dreptate. Dar mamele spune, nu, 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 nici nu vreau cumva să atinge pe perete cu cap, nu! Vreau să spune, dragii mei, Dumnezeu nici nu vrea ca tu să dea cu capul pe perete. De aia El spune, uitați, dragii mei, oameni buni, hai să citim împreună, spune-le pe viața mea. Dumnezeu pune această, cum e să numit, cuvintele aceasta când El spune în jur și El spune așa, spune-le pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, ca nu dorește moartea păcătosului și să se întoarce de la calea lui și să trăiască. Și după aceea, uitați cum El să scrie. El scrie așa, întoarceți-vă de la calea voastră ce are ea, pentru ce vreți să muriți o casa lui Israel. Nu știu dacă înțelegeți această gravitate de cuvintele Lui. Când cineva spune, întoarceți-vă, adică Dumnezeu repete aceleași cuvintele, ca și cum tu nu ai auzit prima dată. El spune, vreau ca tu să trăiască. Vreau să spune, dragii mei, păcatele noastre a pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Ca Dumnezeu să nu mai aude. Vreau să spun, dragii mei, care este cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu? Știi care este cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu? Când o să vină un copil să spune, tata, recunosc, am greșit în fața ta. Știi ce s-a întâmplat, dragii mei? În această timp, tu, moment când copilul spune așa, tu o să uite despre toate problemele pe care a făcut. Nu mai să vină acasă. Dragii mei, păcatul n-a adus unde noi suntem astăzi. Dar slava Domnului, Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri. Amin, dragii mei, amin. Nu ne-a lăsat în această mocilă a păcatului. El a venit ca... Uitați, care este ținta lui Satan? 2 Corinteni, capitolul 4 cu 4. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Uitați cum este scris. 2 Corinteni, capitolul 4 cu 4. Hai să terminăm. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Cum este scris? A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Stop! Ascultați limbajul. Cine a orbit pe oameni? Cine? Uitați, alo. Uitați ce este scris acolo. Cine a orbit oamenilor? Cine? Dumnezeu veacul acesta. Stop! Cine este Dumnezeu veacul acesta? Cine? Cum a devenit Dumnezeu veacul acesta? Știi când? Când noi am scos haine pe care Dumnezeu ne-a dat și am dat la Satana și Satana a spus, acum nu mai ești tu, Adam, acum eu sunt șef, nu tu. Pentru că tu mi-ai dat, m-ai vândut mie. Și acum am dreptul. Ai știut că Satan a spus același cuvinte la Domnul Iisus Hristos? Uitați cum El a scris în cartea lui Luca, capitolul 4, versetul 8. Uitați cum este scris. Luca, capitolul 4, versetul 8. Începe de la versetul 5. Când? Versetul 5. Cum este scris? Da? De la versetul 5. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Haideți mai departe. Și? Ascultă. Și i-a zis. Să nu uitați. El vorbește cu cine? Alo? Vorbesc cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Haideți. Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății. Tupeu. Căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Stop. Căci cine? Spuneți mie. Căci mie... Îmi este dată și o dau oricui. Întrebarea este, cine a dat lui aceasta, viacul acesta? Cine a dat lui? Adam. Cine a înțeles pe mine, dragii mei?
Adică Satana a mers înaintea lui Domnul Iisus Hristos. Hei, asta este locul meu. Mie mi-a fost dat aceasta pământul. De ce? Pentru că Adam a mers acolo și a dat aceasta stăpânire. Dar slava Domnului, Domnul Iisus Hristos a venit să răscumpără pe noi din mâinile lui Satana. Amin, dragii mei. De aia este numit răscumpărătorul nostru. Amin, dragii mei. Amin. Răscumpărătorul nostru. Într-o zi, știi ce a zis Iov? Eu știu că răscumpărătorul meu este cum? Este fiu. Hristos este răscumpărătorul nostru. Dragii mei, vreau să plecăm acasă. Dar vreau să plecăm acasă cu această cerință. Dumnezeu ne-a chemat prin dragostea Lui. Și Biblia spune așa, că noi era încă păcătos, Hristos a murit pentru noi. Și El astăzi cheamă pe tine și pe mine la mântuire. Asta este dorința Lui. Amin, dragii mei. Asta este dorința Lui. Unii cred că să se pocăiască este ceva urât, ceva periculos. O să înalță rugăciune, o să cânte cântările de biserică. Ca și cum lucrurile acestea sunt dureros. Dar ei când copiii lor cântă cântările pentru ei, când laudă pe ei, sunt foarte bucuros. Dar nimeni nu vrea, oameni, nu pot să spune nimeni, dar mulți oameni nu vor ca oamenii să laudă pe Dumnezeu de bucurie. Oamenii buni, haideți la Hristos. Amin? Haideți la Hristos. O întrebare, dragii mei, timpul meu a ajuns. Vreau să pun întrebare. Cine a înțeles ceva astăzi? Cine a înțeles ceva astăzi? Amin? A doua întrebare. Cine cred că ce noi am învățat este adevărul? Cine cred aceasta? Mulțumim. A treia întrebare. Cine vrea să spune, Doamne, eu vreau să fii copil al Tău, pocăit pentru Tine. Eu sunt una... împreună cu voi. Dumnezeu să aude rugăciunile noastre. Amin, dragii mei. Hai să ne rugăm. Tata nostru care este în cer, am adunat împreună ca o familie. Căutăm pe Tine. Vrem, Doamne, ca Tu să fii în mijlocul nostru. Viețile noastre sunt ca niște haine mungite. Nimic în noi pe care noi putem să aducem înaintea Ta ca o jertfă vie. Pentru că nu există nimic care este bun în noi. Dar în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Doamne, venim înaintea Ta cu bucuria să prezentăm pe Mântuitorul nostru, Marele nostru preot, pe Domnul Iisus Hristos în fața noastră. Cerem iertare în seara aceasta pentru păcatele noastre. Ca Tu, Doamne, să scrie numele noastre în cartea vieții. Este dorința noastră. Cum noi am ridicat mâinile. Există și alți oameni care ne urmărește online. Doamne, dorința noastră este aceasta. Vrem să fim mântuiți. Vrem să fim pocăiți. Cu adevărat, nu cu nume. Dar vrem să rămânem împreună cu Tine. Te rog, Doamne, ai milă de noi. Scrie numele noastre în cartea vieții. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.